Este cifra oficială, iar participarea Ministerului Culturii este mai importantă decât data trecută. Nu pot să vă dau cifra pentru că încă nu am semnat contractul. Dar este mai mult ca sigur. Am vorbit acum două zile cu ministrul secretar de stat, care este tot colegul nostru, un foarte interesant regizor, domnul secretar de stat Ioan Ardeal Ieremia. Totul este aprobat, urmează să se semneze chiar pe 13, se va semna. Vă voi anunța această cifră, e o cifră importantă. Bilete, după ce au stat oamenii la rând, la coadă, să cumpere. Mai sunt câteva. Mai sunt. Deci afară închisă? Deci este pur adevăr, în două ore jumate, în data de 23 august, am eu ceva cu 23 august, atunci dau drumul la vânzare, s-au epuizat trei spectacole. Trei. E adevărat, toate de studio. A doua zi s-a epuizat și spectacolul la sală mare, ceea ce nu s-a mai întâmplat. E vorba de spectacolul de la Metropolis, un travai numit Dorință, cu multe vedete. Ceea ce dovedește că noi avem un public extrem, extrem de cultivat. Dar mai dovedește ceva. Dovedește faptul că acest drum pe care noi l-am abordat în luna aprilie acestui an, faptul că am intrat în vânzare online, deocamdată nu rezervări online, pentru că rezervarea online e puțin mai riscantă și creează oarecum o zonă de frustrare pentru iubitorii de teatru care au anumită vârstă și care sunt mai puțin familiarizați cu computerul. Se creează o... Deci, merge în continuare și am dat drumul la ora 10 pe 23 august simultan la vânzare de bilete în agenție și pe online. Și s-a văzut cât de puternic este online. S-au terminat foarte repede. Dar mai sunt bilete la 3 sau 4 spectacole de la sala mare. Nu vorbesc de un număr mare de bilete. Vorbesc între, eu știu, 20 și 30 de locuri. Dar astăzi am dat o postare pe Facebook exprimându-mi speranța că publicul care, în general, dovedește că are încredere în noi și în mine ca cel care propune proiecte, sper să aibă încredere și să nu mai fie niciun loc pe 23, dacă se poate, nu cer foarte mult. Am spus, nu există spectacole mai bune și mai puțin bune. Exact așa m-am exprimat. În această ediție de colecție există numai spectacole foarte bune. Și știu ce spun.